Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Florin Barbu pregătește o reorganizare, prin care susține că va face economie de 10 milioane de euro. Cu toate acestea, el susține că niciun angajat din minister nu va fi dat afară, iar salariul mediu în cadrul instituției va crește. Potrivit lui Florin Barbu, salariul mediu actual din cadrul MADR este între 6.000 și 7.000 de lei net. Iar în urma reorganizării, mulți angajați vor primi salarii majorate cu 500 și chiar 1.500 de lei. Se vor comasa aproape 10 instituții din subordinea Ministerului Agriculturii. Vorbim aici de ADS, ANF, ANZ, ANZM, de partea de semințe, de laboratoare, de viticultură, de OSPA. Aceste instituții vor intra într-o formă de reorganizare reprezentată de realizarea de direcții de politici agricole pe fiecare domeniu în cadrul Ministerului Agriculturii. Oamenii din teritoriu din aceste instituții vor trece în subordinea direcțiilor agricole județene. Întrebat de ziariști dacă salariul mediu din cadrul ministerului va ajunge în jurul valorii de 8.000 de lei net, Florin Barbu a răspuns afirmativ. Prin acest act normativ se desființează 300 de funcții de conducere, 54 de instituții publice și 76 de ordonator terțiar de credite. Se vor desființa toate posturile vacante și vorbim de aproximativ 7.000 de posturi vacante. Facem o economie de 10 milioane de euro, iar peste 1.700 de angajați din MADR vor primi salariu mai mare, a precizat ministrul Florin Barbu pentru Digi24.